Uf, olha. Olha, olha, olha. Cornel, în fiecare zi îmi găsești cât ceva de făcut. Că e vorba de prășit, că e vorba de cosit, de fiecare dată îmi găsești cât ceva să fac prin curte pe aici, că așa e la țară. Însă, sper că înțelegeți că aceste activități necesită mult efort și energie. Dar există ceva care mă ajută să mă distrez și să mă relaxez. Și anume, să joc la sloturile de la cazinoul meu preferat, Mr. Beat. Mr. Beat este o platformă importantă de jocuri de noroc care oferă o multitudine de sloturi de cazinou uimitoare. Este un cazinou oficial din România care operează sub licența acordată de ONJN, Autoritatea de Reglementare Oficială din România. Există atât de multe sloturi diferite, de la cele clasice la cele moderne, cu grafică vibrantă și teme interesante, și le pot juca ori de câte ori am timp liber, chiar și în timpul pauzei de prânz. A fost activitatea mea preferată în ultima vreme, care mi-a dat ocazia să mă relaxez și să mă destind, chiar și când sunt foarte ocupat. Băieți, vă recomand personal să vă alăturați lui Mr. Beat, să vă distrați și să vă reîncărcați cu emoții noi. Urmăriți link-ul din primul comentariu fixat, jucați și distrați-vă! Mult noroc! Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod la cabana de la căsuța din păduri, de lângă căsuța care-i pădurii, în tătii pădurile, stăte aici. Astăzi, din cât îi văd, Cornel, văd că o veni la bucătărie, ca niciodată, și s-a întâmplat, domnule. Mi-a luat pantalon. Ți-a luat pantalon, ne schimbă, tii. Hai că fac eu un hocus pocus. Stai așa cu mâinile dispărțite și eu fac un hocus pocus preparatus. Ia dă-ți, bă, și pantalon ți-ai luat. A, ăștia. Ia. Pune-i pe lângă tine. Și eu când am făcut hocus pocus preparatus, te-ai schimbat deja ni. Da. Hocus pocus preparatus. Ho-ho-hoi, băieți, îți dai seama. Da, ți-ai luat tot de camuflaj. Trebuie să mă iei un hanorac, un tricou camuflat și ești tot camuflat. Am o vestă tot așa de camuflat. Ai o vestă? Da. Dar trebuie ceva. Dă, să-i dăm la cățelușul de afară ceva. Și chiar dacă ne-o stricat în căsuță și asta, hai, domnule, să-i dăm, că vă s-o așuiat pe aici. Dă-o aripioară. Hai să-i dăm. Hocus pocus. Hai să-i dăm un nume. Hai că ăsta cred că pe aici o să rămână, nu mai pleacă. Hocus pocus. Ei, hocus pocus. Hocus pocus. Hocus pocus, dar e prea lungă. Hocus. Hocus, gata. Hocus. Hai. Hai la tata, ha. Olo, tot, că ăștia mărâvai de capul tău, trebuie să faci în ceva, să-i faci o baie, să-l cheptămân, să-i dăm niște pastile de râie, de... Tu ce? Faci baie! Eu? Tu nu-i văd și puță în casă să și eu al boale, zici că-i costat 200 de când ești. Ia uite-l și mănâncă-s. Ia uite-l. Ai, că ușor, ușor lasă, că... Ușor, ușor te așuiezi tu aici la casa omului. Să știi că... O venit într-un șeaz bun, dar... Chiar dacă o făcut el lavaje acolo, să știi că nu a fost jina lui, a fost jina ta, a fost jina ta, că tu l-ai închis în casă. Așa. Mai zici nică. Dacă era jina mea, știi cum țipa? 3 zile și 3 nopți țipa în continuu, răgușă. Hocus pocus. Hei, hocus pocus preparatus. Și pregătești, că văd că azi cred că te-ai trezit... Paca este că dacă le lăsă strică și paca de ei. Azi te-ai trezit cu asta, cu burta... Cu ridicat în sus. Te trezi cu burta ridicată în sus și cred că de asta. Și ai gisat ceva? Ai gisat, da. Și ai gisat. Dar cum de te-ai gândit deodată așa să faci haleală, mâncare haleală? Ia uite niște arechioare de pui. Băi băiatule, bă. Băi băiatule, bă. Hocus pocus preparatus. Ia. Dar le faci la foc rapid sau cum? Le pârlesc ca are puf de asta pe ele. Am vrut să le faci la foc rapid. Am vrut să le mâncăm așa deodată. Ia poți să mănânci, tu poți să iei una de asta să mănânci. Da.
Te duci și iei toate scândurile și ele din față, de la cabană. Tot. Așa. Pui două lemn din sub și le bagi sub cabană, tăti, că... Bă, dar eu și să aici, salahor. Nu, salahor. Nu, frate, dar și lasă-mă, dăm pași. Ai zis că mă asculti. Te ascult, dar... Dar după cine ai stricat mașina? După ce ai trântit-o în stâlp, ai stricat și poarta. Nu știu și cu tine, de o bucată de vreme văd că numai, cred că se schimbă rolurile. De o bucată de vreme numai probleme faci. Ai băgat pe mine ca la etarie, la mașină și ca să... Eu, tu te-ai dus singur, dă-mă, unde m-am dus eu? Tu te-ai suit, că tu ai avut... Știai că n-are frân ca... Tu ai avut bilibistroși pe tine și ai vrut să mi-o dai de acolo, crezi că eu nu știu... Faci capătul. Oi, crezi că eu nu știu ce ai făcut și aveai tu în cap? Când n-are frân ca să faci capul, tu s-a mai zis asta. Tu ai avut în cap că nu vrei să stai lângă fosila ta, bolidul meu, și din cauza asta ai vrut să o dai tu, că eu n-am văzut eu și ai tu în cap. Ai vrut să o dai în altă parte, să o dai tu mai la vale. Și când ai stai zui și ai văzut că n-ai frân, te-ai panicat și ai sărit. Și ai stricat și poartă și ai stricat și tot. Na. Uite, asta e toată povestea și s-a întâmplat. E, vezi, Dumnezeu, tu nu doarme, Dumnezeu. Chiar dacă ne-ai stricat bolidul, ai stricat și poarta. Vezi că la poarta așa e mai de făcut, de reparat, că încă nu-i gata. Ce ai din fața mea? Nu mă spări deloc. Ce crezi, că mă spări? Da. Ia uite, vezi că trebuie să faci aia cu tiberul și cornet. Sus. Să o repar la loc. O repar, vreau să nu mai aveai tu grijă asta. Dar când o repari? O repar, că... Păi o strici și acum și o repar la anul? Da. O repari acum, o repari, că tu ai stricat. Ia ziceți, fraților, dacă era să stric eu poarta, nu țipa la mine 3 luni de zile, 3 luni de zile ne aduce aminti, în continuu, în fiecare zi. În fiecare zi, zice, ai stricat poarta și ai făcut, du-te, reparul, nu mă interesează, ai stricat poarta, ai stricat tăta, oleu, mamă, străge cu mâinile de curs, arunca în sus, dădea cu capul de păreți. Nu, ies. Ai. Dar e bun acum că vă că i-a dat Dumnezeu o leacă de minte și vă că s-o apucat să facă dimineață mâncare. Asta e un lucru bun. Dar cât durează că eu nu mai fac nica? Dacă mai comentez mult. Dar doar dacă faci, faci pentru tine, nu faci pentru mine. Hai, domnule, te lăs să faci mâncare, mă duc la treabă, nu serios acum, că vremea vine, vremea trece, vremea vine și o să duci. Hai, am plecat. Ce? Te-ai răzgândit? Tu joci cu mine bambilișile? Dă-i lui... Păi și tu nu puteți să le dai, eu și eu aici. Dă-i lui Hocus aici. Hocus! 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 Cuțu-cuțu-cuțu! Hocus! Cuțu-cuțu-cuțu-cuțu! Hocus! Unde ești, mă? Hocus! Hocus! Nu e, mă! Uite-l aia! Hai, Hocus! Hai, Hocus! Hai, vin în coș! Uite și aici! O și aici! O și aici, cățăluș! Cățăluș cu părul creț, lasă cât te îngrășăm noi. Ușor, ușor te îngrășăm noi. Trebuie să-i luăm, mă, să-i punem niște apă, să aibă de unde să bei apă. O pleca vreo câteva zile, nu l-am văzut pe aici, au venit înapoi și au zis că nu, aici cred că e din noi. Lasă cât îi facem noi câinii de căsuță. E năpârlit o leacă, vă, că ai părul pe bigudiuri și ai. Uite, ai, uă, Cornel! Uă, și-a pus părul pe bigudiuri ăsta. Și-a pus părul pe bigudiuri, uite. Vezi? Uite, mă, aici are părul pe bigudiuri, vină cu aștia, uite. Oi, dacă zic că are părul pe bigudiuri, cum adică? Dar și nu eu cu o fată, e Hocus. Hocus. Oi, și nu cu o fată oare. Uite, o leacă în spatele lui, vezi că are părul pe are părul pe bigudiuri. Ia, vină cu aștia. Olo tot. Oh, tu ia acolo. Tu ia. Vină cu aștia. Vină cu aștia că tu ești urât. Uite, năprălești că părul de pe tine. Hai boala căprească și aici, a? Hai că te rezolvăm noi. Trebuie să mă duc la doctor să cer ceva de râie. Sau ce are, de capră, nu știu ce cer. Băi, o frumusețe. O frumusețe, fraților. Mai ales că căbănuța. Ia uite că căbănuța și frumoasă a ieșit. S-o cam înnegrit e așa, dar a ieșit o minunăție cu lacul ăsta și cu pistolul. Ia uite. Ia uite-l și frumos. Mamă, ce fain s-o pus. Ce fain a ieșit. Frumos. Acuș, acuș. Acuș, acuș. Acuș, acuș și gata. Și-o zis să fac. Ei, trebuie prășut și în grădină. Scândurile astea o să le bag în... De subt? Adică?
N-am înțeles, de ce să le bag un disupt aici? De ce să le bag disupt? Tăiat, vă câteva lemni, așa, da, ceva nu e regulă. Eu atâtea arichi mai am așa. Eu cred că au venit aici și-au furat arichile deja. Băi! Vin cu arăbdi. De ce ai luat patru arichi de acolo? Vin cu alarmi. Vin cu așa, ai venit cât am tăiat lemnile astea, ai venit pe acolo și în față și ai luat arichile. Unde-s arichile? Nebun. Patru arichi ai furat. Unde sunt arichile? Uite-le, vin cu auta. Ia cu asta. Hai, eu nu eram aici la baie asta. Puuu, na, mănâncă. S-a dus, porția ta s-a dus. Da, cât tu ai fost, n-ai avut grijă. Eu am tăiat lemnile și ele acolo și auzi. Eu am carata este aici și. Trebuia să închizi porțele, ușele. Hai, s-a dus porția ta. Hai să văd, chiar el s-a dus? Ia, stai să-l urmăresc, să vedem. Mă fac când îl văd. Ia. Ești curios să văd dacă s-a dus el. Patru mâncat. Hei, sunt și în sănătate. El a furat. Da, l-am prins în fapt. S-o să-i pe masă. Vă, l-a de pe scaun direct pe masă. Mamă, l-am prins mâncat, aș gura. Nu mai fac mâncare, gata. Cheamă-l încoașă. Am uitat cum îi zici, cum îi zici? Hă? Echibizi. Cheamă-l. Nu, Echibizi. Stai așa. Hocus, măi. Hocus, vine cu ala mine, da. Crezi că le știi? Azi e da, nu, mi-e să știi. Hocus, vine cu ala, na. Hocus, hai vine cu ala. Ăti, prieteni cu tine au venit lângă tine acolo. Strângă, mă, cuțu-cuțu la el. Nu mai, gata, am văzut. Nu mai, s-a suit acolo așa pe masă. Am vrut să văd anume dacă el, dar el e. Auzi și tacticul a avut, s-a suit direct pe scaun, direct aici. Nu mai. Vai de mine ce-a făcut. De acum gata mâncarea, na, Hocus, na. Hai vine cu ala. Hocus, hai vine cu ala. Na, Hocus. Ai, potolul care l-ai azi, nu-l cred că nu l-ai avut niciodată.
potolul care el are azi, că nu l-a avut niciodată în viața lui. Ui, dar și tactica are, ui. Și tactica e ca tine, ui. Ui, numai de astea am parte, ui, flămânjoși la căsuță. Numai flămânjoși am parte. Fai de mine și de mine. Ia uite-vă ce ne-au făcut. A, păi, azi nu mai mâncăm nica, gata. Azi nu mai mâncăm nica, ui. Dar și vrei să fac de mâncare? Și vrei să fac de mâncare? Ce vrei să fac de mâncare? Te duci și cumperi niște arici? A, dacă vrei să mănânci, dacă nu, nu mai fac nică, mă apuc de treaba mea. Auză? Da. Unde ești? Hai. Hocus pocus, preparatul s-a făcut cu arichile, na? Voi, o mâncat arichile, bă. Dar nu mai fac nici azi mâncare, știu. Cum să nu faci? Nu fac! Dar și vrei să fac. Dacă vrei arichi, du-te și cumpăr arichi. Voi, trebuie să ai mari grijă cu asta. Păi dai ca tine. E huligan mare. Da. Păi, dar și tu ești huligan. Nu știu, băie de treabă. Da. Hocus pocus. Hocus pocus am vrut și eu curățenii. Uh-huh. Ia nu-mi pare rău. Și nu-ți pare rău? De arici. De ce? Nu-mi pare rău. Dar cum de nu-ți pare rău? Nu-mi pare rău pentru că Dumnezeu... Te știi de pe tine? Dumnezeu o să ne dea în zășeșă în mietenă. Știi tu? O să ne dea un porcușor la rotisor. Aaa, de-aia cu zi face porcușor. Care o să-l facă Cornel, că trebuia să ne-l faci. Da, și știu, toată ziua fac porcușoare. Nu mă care tot zic, trebuia să erai dator. Da, termină cu porcul tău și cu... Mă duc la treaba mea, eu nu mai fac nica. Ai vrut să fac? Nu mai fac nica. Când am vrut să fac și el mâncare de dimineață? A venit Hocus. Și m-a arijat. Hocus a dispărut aripile. Da. Mă duc să iau arichi, că... Hai că n-o văd aici. Bolidul meu, bolidul meu, bolidul meu. Și ne-a făcut el la bolidul meu. Uf, și ne-a făcut el la bolidul meu. Că dacă îl lăs, după aceea nu mai văd, dați mâncare deloc. Au zis eu alte arichi. Să pregătească dacă tot s-au apucat. Fraților, o nedumerire. Am luat aripioare. Am luat și niște colșuruburi, că îmi trebuiau acolo niște colșuruburi. Fiți atenți. Deci, un holșurub de ăsta și că costă 10 bani. Da? Eu am rămas corijent la matematică și nu prea știu să calculez așa. Dacă un șurub de ăsta, un holșurub de ăsta costă 0-10 bani, adică 10 bani, cutia asta o cântărit-o, în cutia asta are 1000 de bucăți, da? O cântărit-o și are un kil jumate. 100 de bucăți are 200 de grame. 50 de bucăți are 100 de grame. Cât costă cutia așa? Cu zis că costă vreo 75 de lei. 75 de lei și o cutie de asta costă 100 de lei? O cutie de asta 100 de lei mi se pare extraordinar de mult, nu știu ce. Ia să scrieți acolo în comentarii. Antileana e la drum. Să rămână Antileana, ce faceți? Sunteți bine? Mai Andrei, mă, dar de ce n-a dus fata ta, femeia ta? Hai! Nebasta ta, de ce n-a dus-o, bă, și eu? Ei, lasă, că o aduc, dar mai târziu. Da? Natalia, ești bine? Vai, tare zbolnavă, Andrei. A? Bolnavă. Da, domnule Andrei, că a văzut-o fietele mele pe internet. Da? Da. Am să vin. A, o să văd și eu, băie. Ei, bun, Tantileanu, sănătate. Sănătate, Andrei. Ați văzut, au pus balastru pe aici, ne faci și drumul. Ferișii din noi. Sănătate. Bună, sănătate.
Uite, m-au bagat, chiar că m-au bagat balastru ca lumea pe aici. Hăi, și mă doare sufletul și inima. Și mă doare sufletul și inima. Saraca. Da, las. Las. Las, că-i vin eu de haf. A dispărut. O și-mi fuișoroare. Cred că gâi de lăcânile. Dar nu cred că ești. E, unde ești? Aha. Te-ai închis cu hocus aici? Te-ai închis cu hocus pocus aici? Da. Ce faci? A, iar am sigur ca dușcă, na, cred că și e tu prost. Păi dar cum, domnule, să rămân eu fără omâncașul, da. Hocus pocus? Păi lasă-o tot aici. Păi dar nu, mai pune-o sus pe undeva sau închide porțile, ușile. Păi Cornel, fii atent. Am o problemă de matematică. Am luat niște holșuruburi când trebuie aici la... Vreau să fac eu ceva. Da, ce? Și pe cui? 50 de holșuruburi cântăresc, da. 100 de grame. Da. 100 de holșuruburi cântăresc 200 de grame. Da. Un singur holșurub, da, costă 10 bani. Da. Eu am acolo un kil jumate. Un kilogram jumate. Da. Câți bani trebuia să dăm? Nu știu. Ua, și că vreo 75 de lei ne-au zis că costă cutia și... Bă, la 1000 de șuruburi costă 1 milion? Am zis să zic lumea în comentarii, dar mi se pare extraordinar de scumpă. Câteva holșuruburi, 75 de lei, bă? Posibil. Băi, lasă-le boale, bă. Să leacă făina asta ca să nu mai umbli șoarece la el. Adu-o leacă autofiletant, dar măcar atâta faci și pentru mine. Nici nu mă gândesc. Ca să prind dulapul ăsta ca lumea, că văd că sunt... Lasă că-l prins, bă, când te duci, faci treabă. Faci treabă mai târziu. Îl prind că te cu tăti jos. Păi lasă chici cu tăti jos. La care astăzi mai trebuie? De la și? E de la așa, la anul nostru. Ai, de la Power, da. Power Table S2000 All Powers. Nu mai trebuie. Nu. Băi, lasă-o, poate mai sunt specificații, dar lasă, hai, lasă. Lasă, da, da, da! M-a așa prit. Dă-și pe așa, cum te-ai tins acolo? Gata, te-ai mărit și nu mai faci treabă. Gata, hai că nu mai fac nica. Cum să mai faci nica? Nu mai fac nica, dar tu stai acum să aștept mâncarea? Dar de-aia să faci mâncare, să mă duc. Lasă, domnule, că așa sunt înghețate, până să dezgheață, până nu știu și, așa le erau dezghețate. Hai, că avem altă treabă de făcut. Ce treabă? Hai, stai din pat, stai din pat, mergem ca să luăm rasaduri. Să luăm rasaduri, să mergem pe acasă să luăm și așa de motocultorul și ala, să te apuci de sapat pe acolo, să frendurești tot pe terenul și ala, ca să punem rasadurile. Hai, să luăm rasaduri. Ha? Tu n-am așa am trecut. Hai. Haide, hai, stai. Arată culul. Aha. Ia uite-l, ia cu sapă ca să te întins omul. Nu mai putea. Închide magazia. Așa e magazia? Hai, închide-o și așa. Rasadurile, fraturile, le luăm tot de unde le-am luat anul trecut, de la Rahova, de la un... Bă, dar bani? Ai ceva bani? Sunt păduții ăștia de... Care am schidat la depozit, luăm rasaduri. Și mai vedem, mă luăm datorii dacă... Bine, când te cunoaște lumea, poți să nu stai pe datorii. Da. Ne ducem acolo să vedem ce rasaduri. Dar, între timp, eu m-am gândit la o chestie care mă frământ din vodou zile. Eu vreau să pui tot lambriu pe păreți acolo la... La fosilă, la fosilă, așa, mă gândeam și altfel. Fosilă de lux. Fosilă de lux, da.
Și întrebi niște chederi pus așa pe margine că, ca să nu se vadă cantul la lambriu, la geamuri. Așa. Și așa că mai mergi cât mai mergi o leacă și îți spun eu să faci și la stânga. Într-un loc cu niște eu. Da? Pentru niște chederi. Vezi că trebuie să faci stânga. Unde? Aici. Aici? Aici, de unde iasă omul și alea? De unde iasă omul și alea cu tuba? Dar nu pot tă, că e linii continuu, mă, băi, bagă stânga! Băi, linii continuu! Băi, le... O, du-te, mă, de aici, cum să fac stânga? Vrei să ne iei carnetul, permisul, ce ai nebunit? Uite și înainte de cale ferată. Du-te, mă, de aici, cum fac? Ia uite, mă, pune atunci, întorci mai încolo. Întorci mai încolo și te întorci înapoi. Ia, uite, mă, pune să fac stânga, bă. Nu vezi că e linii continuu? Gata, domnule, gata, și tot burișești atâta. Nu mă burișesc, mă. Da, schimb, burișești în continuu. Uite aici, aici, întorci aici. Aici, da. Adică aici e discontinu, ia. Aici gata. Poți să întorc. Așa, întorci aici. Bravo. Întorci. De, hop. Așa. În față, gata. Hei, acum poți să faci și faci dreapta, acum mai faci stânga. Da, dreapta, da. Au ce rău și să burișești. Tu știi aici câte carnete au luat? Mii de carnete au luat aici. Văzut-o? Ce? Ai văzut și fosilă frumoasă? Da. Aici faci dreapta. De aici la casața asta? Da, pe asta, asta, hop, lasă ușor. Aici dreapta. Dreapta maxim. Dreapta maxim, așa. Eu știu, niște. A, dar pe aici e tot de unde am luat rasadurile pe aici. Pe aici, da, de unde am luat rasadurile. Da, mai merge o leac și pe dreapta rasadurile. Da. Înțeles. Și vrei să-i tu de aici? Lasă ușor. Oh. Aici sunt eu niște chederi. Chederii, lăsă-ți eu pe aici ceva. Auzi? Da. Ce? Ce? Nu cumva tu de aici ți-ai luat fosila? Dar știi doar pe capul din anul de fosila. Nu cumva de aici ți-ai luat tu fosila? Mamă, dar și are asta aici. Mamă, care faci gogoș. Ia-o și aici, frate. Și aici. Știi că vrei să iei de aici? Niște chederii. Cred că de aici ți-a luat fosile. Da, de domnule, și tot mă iei pe mine acum. Hai să-mi dă jos. Ia stai. Ce? Dar tu din ei luat-o. A pe-a mie? Da. Că pe net, am sunat, am găsit-o pe net. Să zic și sincer, așa adevărat, vrea să o dea la șerbet. Știi, găsit, mai găsit pe mine ca să-ți repar eu cadavrul și ăla. Am luat țapă și drept și adevărat, da. Hai să mergem, deci știți că e chederi, știți da. Că e chederi. O fost Cornel, o vorbi cu omul aici așa. O să ne ducem să ne uităm pe aici, să vedem și... Și... Ce ai văzut? Da, tot n-am înțeles pentru ce trebuie chederile și ele. Trebuie și chederile ca să fac eu acolo așa la geam. Pui ăla, știi? Uh-huh. Lambriu și pe lângă geam ca să nu se vadă tăietura la lambriu. Mă, trebuie să ne uităm pe la mașinile cele pe acolo, pe la... Care mașină? Pe la mașini, pe la, ce știu, pe partea asta. Okay. Mamă, care okay. Faci gogoș. Are aici autocamioane, camioane, ruloti. Bă, de aici ai luat-o? Dar nu văd ruloti, unde e? Unde vezi tu rulot? Ei, băi, dar și trebuie să știi fie exact, pas cu pas. Ieți fosila asta. Mai lasă-mă, dăm pași, ui. Nu vezi că sunt mai fosilate decât fosilatele mele noastre. Mamă. Ia asta. Dar unde e, că nu... Uite acolo, pare ceva. Ui. Asta-i pornit. Cineva în el? Uite-mă, lasă-mă. Dă-i o leac să vedem. Ce-i faci?
Ține-o-lea! Stai, mă! Ține-o-lea, că n-am auzit că te uite! Ștai, oameni, te-ai frecat un arbor! Ce faci? Nu-i nimeni! Te mă-ți fac jocul! Nu-i nimeni! Ia de oamă, că-ți spre acuna peste voi! Dar de ce nu-i pornit? Ai zis, l-a lăsat pornit? Ia-i joacă-te! Uite-te că nu-i l-a păsut aici! Măi, îți trești! Uite că nu-i nimeni! Nu pot să mă iau Nica de aici, uite! Nu pot să mă iau Nica! Taci din gură! Taci, Olea! Și? Ia uite-l! Mamă, ce fain merge! Acum bag mașaliera. A intrat. Unde-i Cornel? Ia! Te-ai cu minti, bă! Dă-o să mă plimb și ulea! Mamă, ce fain! Și vrei, bă, și vrei atâta! Stai cu minti! Stai cu minti, mă! Stai cu minti, mă! Stai, mă, cu minti, mă! Că te vede omul pe tine! Uai, stai cu minti! Stai cu minti! Stai cu minti! Uai, la vale! Uai, răstor camionul! Uai, stai cu minti, mă! Stai cu minti! Dar ce are dacă l-am condus o leacă? Stai cu minti! Stai jos! Taci o leacă! Se uite oameni la noi, se uite oameni. Care oameni? Nu-i mă nimeni etaj din gură. Uite-te. Tăi, mă, o leacă cu minte. Să și-o alnaibă, dau cu tine. Uite-te jos. Tăi, cum nu mai intră în viață. Uite-te jos, apoșa. Uite-te jos! Bă, mă vede oameni! Bă! Bă, țărțăpul și te-ai numai propriile îi faci! Ambalează, e lucrul tău! Ambalează, ce cauți aici? Păi, bă, poate a lăsat omul că are treabă, bă! Bă! Dă-te jos! Ce-ți fac și un drift cu el? Ce-ai? Bă, dreptul îi faci! Că trezește acasă la tine, la căsuță. Da, da, că-i pornit aici. Păi l-a tras aici și iar mai încolo. Măi, nu mai, gata, nu mai mergem. Nu mai trăgeam, hai să mergem. Hai să mergem, nu mai trăgeam. Nu, nu mai, ăsta-i inima. Ui, tu crezi că e lucrul tău, băi? E lucrul tău? Și lăsat acolo pornit. Și nu știi și treaba oamenii. Hai să ridim! Vă, Leodar, nu-i pot. Să-mi dice. Ce ai, uite, panichez așa, uite. Ce te panichez așa? Ce are? Am dat și o leacă în față, în spate. Uai, fii atent, are de pistă de asta. Mamă, vineam cu capușeala aici și o alnebi, dacă nu făceam. Ia, uite, ia. Ține-i, că... Poate trebuie să... Ține-i, că mă duc să... Băi, nu, băi! Băi, doamne! Uai, da, uai, da, uai, da, nu, mă duc acasă, gata, mă duc acasă, să știu nebun de mă duc acasă, nu mai trebuie nici, mă duc acasă. Uite aici, uite, uite, stai cu minte, uai, să nu mă de așa că să caut aici geamuri, și caut, și caut, și caut aici, uai, lasă-mă că eu mă înțeleg cu oamenii ăștia, mă cunoaște oamenii ăștia, uai. A, deci tu ai afaceri, afaceri cu oameni. Păi dacă am și carte de vizită de aici. Și dacă ai carte de vizită și... Și tu faci probleme ca să nu mai calc și nu mai calc pe aici. Dezmembrări camioane. Da,
Da, nu, fă, eu am nevoie de ceva, nu mai pot din cauza ta. Fraților, dacă vreți ceva piesă pentru camioane, pentru mașini, pentru chestii, pentru oși, pentru oși, dacă vreți, uite, găsiți aici, veniți la, căutați pe pagina Desmembrări Buhuș. Pagina de Facebook, Desmembrări Buhuș. Da, pagina de Facebook, da, Desmembrări Buhuș. Numărul de telefon aici. Și găsiți aici, dacă nu, și oi de om, dacă vreți. Auzi, iar aici. Și oi de om, găsiți aici. O grămadă de camioane, dar mai camioane, bă. Dar cum ai, tu ai găsit aici fosila ta? Da, am găsit-o aici, tu unde ai luat-o? Eu am luat-o de pinet. Așa ceva nu are. Panoramă de fii nu are aici. În tot parcul ăsta. De nu are fosilă ca ta. Uite. Mamă, și ne-a trecut prin cap, fraților. Ia. Mamă, și ne-a trecut prin cap, fraților. Ce fain e asta. Băi, și ne-a trecut prin cap. Ma, și fain e asta. Lasă-mă, oi. Și ne-a trecut prin cap. Hai, bine, mai fă ceva. Corneli, o să rămâi surprins. Oare și ala nu-i de vânzare, capul și ala. Capul și ala de camion. Și, bă? Capul de camion. Uite și ia mult. Bă, capul și ala de camion, cap tractor. Bă, capul și ala tractor, să știu ala naibii. Uite, bă, lasă-mă uleacă, bă. Vorbesc cu ei, poate-l dezmembrează. Poate-l vinde. Uite, vreau o sticlă asta, am capat acum să-l dezmembrează acum. Dar ce faci tu cu sticlele astea, că nu înțeleg? Îmi trebuie la vulota mea. La fosila ta. Ce? Mamă, are de asta de sărit pe aici. Are de asta de sărit, o, fraților. Mamă. Uite, fii acolo și o să ai odată să știu al nebii, dacă nu. Era fain dacă săream alea cu capul și al cap tractor. Da. Dacă săream capul și al tractor. Dar de ce l-a lăsat acolo pornit? Face rodajul, cred. De ce-i pornit capul și al tractor acolo? Are oamenii treaba, are. Păi, așa, păi, nu mai puteți că tu. Eu ce fain este. O, ce fain. Ce faci cu este? Îmi trebuie la nu fost el, rulotul. Poate ai văzut ce ai făcut acolo, așa se vede și balanul ăsta. A, și e din gură, bă. Hai să mergem. Să fac un... Fac cu probleme pe aici, ca să nu mai am și căuta aici. Fac un drift cu așa la pe aici? Stai! Hai, bă, că nu-i nimeni aici, bă, în partea asta. Bă, stai cu minte, bă. Bă, mă aprop... Bă, când te-ai plecat una, dacă... Dar nu mă probleme cu tine. Ia să dau. Ia să dau. Păi și de-a camioane pe aici, frate. Măi, frate, măi, frate. Uite aici au fost. Aici au fost de vreo tani. Aici? Îi ții minte și locul, a? Da. Mă. Mă, eu am luat ceva bun, dar tu ce l-au panorama? Dar eu din să știu că tu bani vrei, dar oare nu este? Dacă vrei, rămas. Dacă vrei piesă, dacă vrei piesă auto, de orice mașină, aici vine. Aici vine. V-am arătat. Du-și prin curier. Cum? Du-și prin curier. Da, du-și prin curier, simte. Caut. Hai, vin goașe. Dar du-te, eu nu mai merg. Ca și pentru fosila mea, pentru fosila ta, du-te. Păi ce faci tu figurile astea în fața mea? De ce faci tu figurile astea? Opa, stai așa. Uite, una de asta-i faină. Să avem ochiul ăsta acolo la căsuță, bă, că tot timpul mă lăcășesc cu cărămiescu. Păi, tăti șaratanile strânsă și eu al naibii, dacă nu m-am săturat de tine. Pe vreo piste, oi, dacă nu... Mă duc să văd, stai să văd dacă mi-o dă. Dacă mi-o dă, mi-o taie pe o leacă? Da, sigur. S-a rezolvat. Hă? S-a rezolvat.
Ai văzut? Dacă ești om corect, nu cu tine este... Uita și capătul. Și-a făcut, a luat capul ăla de ăsta și a făcut în manieră. Plecau ăla, dacă ăsta... De ce-i pornit așa la acolo? Era lângă spornit. L-am uitat eu. M-am suit la el. Asta e. Ea le-a zis ce vrei să fac, da. M-am suit o leacă și eu. Să văd dacă mă pricep. Vrei să o tăiem? Pune-l dacă vrei. Dar lasă-l acolo, unde îl duci? Îl duci în mijloc, nu poți să-l tai aici, într-un colț. Păi, numai probleme e. Tăiem așa, pa. Cum așa, bă? Pa, că-ți bag lemne, unde bag lemne? Bagi lemne. Eu am crezut că faci gratară, să faci mici acolo deasupra. Ce gratară și mici? Ioi! Na! Ce-ai fugit acolo așa departe? Ce-l faci? Până stai, ce-l faci? Nu mai uite mai asta aici. La camion. Ai, am zis, domnule, am zis că dacă nu ziceam după aceea, mă... Nu, deci mi-e vreo de este, le ia și le vinde toate piesele. Dar normal că le vinde. Fă oglindă, contează. Îi rupeai oglindă, îi face ceva, eram bun de plapie. Faci din gură. Tata, faci panoramă. Dar cum de-ai găsit tu? A? Cum de-ai găsit tu aici rulota? Vine cu asta. Bă, că tu mergi ca la tine acasă, să știu nebun. Mamă, și de-a motoare are aici. Vreau să văd. Mamă, și de-a motoare are aici, frate. Oi, și de-a motoare aici, bă, băiatule. Îl cunoști? Da. Îl cunoști? Da. Este motorul de excavator. A venit și a zis că are motorul de excavator, l-a luat și numai că nu unde se potrivește că e de 12 cai ăsta. De aici îl știu eu, tati. Deci aici găsești orice motor. Orice motor ce vrei tu. Mamă, și aici, frate, liniu. Și de-a motoare, bă, băiatule. Și de aici am văzut fosila, cum zici tu. Și nu mai are vreo fosilă de asta? Asta zici că e de... Asta zici că e de... Avion. Avion. Și avion, vapor. Uite. Mă, dar câte piese sunt aici? Mă, ia uși asta, frate. Ce-ai văzut? Hă? Asta e de ce e de... Cred că cu asta se plimbă pe acolo, ce zici? E traseu ușa la ui. Ce vrei să faci acolo? Mă, să vorbesc cu omul patineu de să fac și o tură. Mă, să vorbesc cu omul patineu de să fac și o tură. Ce zic eu, acum să mă... Nu-ți dă-i pe el, mână. Da, să știi că o să iasă o chirostie bună. Vezi și șmecherii? Auzi o întrebare, da, motorul și ăla? Oare nu-mi dă să mă dau și o tură? Ce-a zis? Hai să-l întreb, motorul. Ce-l întreb? Întreabă-l ăla, că... Tăi, bă, nu mai fac chigurie. De ce? Adică ce are, bă? Ce are? Nu mai vin niciodată cu tine. Uita și din gură. Da, auzi să te dai, bă. Mamă, care faci gogoș. Dar cum se pornești? Ține o leacă. Dar voi să fac și o tură. Păi stai cu minte și ce tură, voi de voi izgheșă pe un... Uite așa că nu izgheșcă. Băi, nu. Păi vine cu a faci vă poți, nu? Ai acolo la... Ia, dacă s-a oprit, uite. Uite, mă ținem ambreiajul. Bă, s-a oprit, gata. Unde are butonul ăla de pornit? Bă, numai panoramă faci. Bă, n-auzi tu, bă. E prima și ultima dată când mai viu aici. Hai acolo să ne dăm o leacă. Haide, voi poți de acolo, voi izgheste și dacă rupi ceva la ea să-și îndepă, dacă nu, vezi și balamul cu iesă. Uite cu așa la mine.
Poate și faci, la țapă nu să ia, ia, ia. Eu fug ca prostul după el. Fug ca prostul după el, frate. Hotel și faci. Hotel. Hotel și faci. Hotel. La Luca, asta e prima și ultima oară când mai vii cu el aici. De azi înainte nu mai am și căutat cu el aici. Deci de azi înainte nu mai am și căutat cu tine aici. E prima și ultima oară. E prima și ultima oară. Ai înțeles, da? Ce faci? Ce faci? Eu tu ce faci? Poate ce faci, frate drag? Păi stai cu minte, băi! Haide, măi, odată, măi, n-auzi. Da, așa. Haide, măi, odată, măi, lasă, măi, prostiile, măi. Hai, opri-te, gata. Băi, nu mai, gata, fraților, nu. Ei, ăștia și închid, faci și schemi, faci tot, știi să stai trambulin. Aha, știi să stai trambulin tu. Faci schemi tu, e scamator. Da, fraților, el e scamator. Faci schemi, știi să facă scamatorii. Învârteri și ușeli. Aha. Ai făcut freza în vânt. O, dar e prima și ultima oară când mai vin cu el aici, nu mai vin de acum. Deci nu mai vin absolut deloc. Ha! E frică, dacă era amin. Dacă era a ta. Ai lăsat-o? Bine, vă care și service de camioane aici. Mi-am lăsat locul la voi. Ai lăsat-o? Vă care și service de camioane. Păi da, păi de nu ți-am zis că are și service de camioane. Care vor să repari motoare, să... camioane. Poate să vină aici să repari orice. Ca motoare, camioane. Excavatoare. Uite, trebuia să aduci un excavator aici să-l repari. Păi aici, dar practic am vrut să vin aici, dar nu aveam motor. Deci am crezut că motorul și-a dorat, de asta am vrut să vin. Motorul fără, ha, să știi, ai plătit, tu. Ai plătit la om acolo tot ce-ai luat? Da? Și aici, uite. Servici. Îți faci și camionul, să-l faci și bucăți, stă-l. La câte piese ai. Hai, domnule, să găsiți că avem treabă, hai. Hai că avem treabă. Hai. Ai plătit la om, ai luat tot? Da. Ha. Deci pe unde merg cu tine numai cir și panoramă face. Deci numai cir și panoramă. De cu gata, te-ai băgat și sub chelea lui. De cu gata, da, de cu ieși ca acasă la tine. Hai, domnule, mai luat tot panoramă. Hai, trebuie și bucurosă-i. E om împlinit acum, că a făcut tot cir cu ieși ăla. Mi-a fost frică să mă rup. Te-a fost frică, dacă mă rupiți un cior și pe urmă stai o loc la căsuță. Aha. Ai stricat motorul și pe aceea, dar măcar m-am dat așa. Da, stai o loc, stai trântit în pat, că vă-l-o chișorul, vă-l-o coasta, vă-l-o... Da. Și nu mai faci treabă. Las că faci treabă. Aha. Merge să luăm rasadul de la omul ăsta. Aici. Cred că... Uite aici, uite acolo. Păi noi intrăm așa așa, cred că. Da. Da? Aici, da, aici. Aici am fost. Hop. Lasă ușor. Ușor. Bag pe acolo. Ai uitat? Aici? Da, pici. Ceva producție? Ceva producție anul ăsta? Este. Ia uite ce frumoasă se. Opa! Am zis că am târziu, le-am rărit. Dar nimic, doar cât ne trebuie nou acolo, cred că o să ai, nu? Da, drezeala la fir. Exact și mi-ai dat anul trecut. Păi a fost o producție foarte, foarte tare, da. Le avem în capăt acum.
Deci, anul trecut a făcut la roșii acolo? Până toamna târziu s-a făcut. De asta n-am mai vândut roșii din grădină. Da? Și merge treaba? Merge. Și mai e marfă, nu? Mai este. Nu, deci, dacă vor oamenii de pe aici, prin zonă, din părțile astea, cum poate să te găsească? Găsește pe Facebook Solar Racova. Solar Racova. Da. Vreau să, dacă vreți să veniți să luați rasta de aici, veniți și o să faceți producții cu siguranță, 100%. Am trecut, ați văzut și eu fost la căsuță. Da. Uite așa asta te-au zis, că... Da, 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 pe bunii. Ați luat inima boului anul trecut? Parcă da. Da, am luat două soiuri. Inima și mai micuți un pic, da. Și mari. Mamă, ce cauză. Dar câte firii luăm? Păi luăm, luăm vreo... 100. Dar și mult 100. Mă rupi de acum, da. E mult 100, bă. Luăm 100 de firii. Sunt multe, bă. Nu sunt multe, bă, 100. Cum sunt multe? Sunt multe 100? Că le ai cu grădini. Nu sunt multe. Aha, aha. Vezi că sunt multe. Uite, te potriva, uite. Da, să țin cu tine. Păi da, nu? Păi dă-ne, dă-ne niște de astea, mai așa, mai gros. Luăm, dacă nu, luăm 50 și 50. 50 din inima boulu. Exact așa. 50 și 50. Hai că vă dau din partea aia, am putut mai anul solar ce am într-o roșie. Așa, la ardei vă dau de aici, că aici am. Da. Ai grijă, bă, că calci roșia. Așa, vânătă. Bă, și vine te-a luat. Anul trecut. Luăm puțin, luăm, luăm vă 20 de firii. Băi, băi, dă-o de, ca să fii ca mine. N-ajung 10. 20. 20 de firii. Ar trebui pusă, să fie pusă, să fie deja înflorită. Care, bă, nu uite târzău. Tot ca pe pui s-a venit și anul trecut. Noi acum pregătim să le punem. He, pe, ia, ia auzi. Chiar acum băgăm folie. Deci 20, da? A, așa. Băgăm folie și... punem la folie, mă, știu, știu, așa, aici e capia. Capia, luăm și capia, da? Luăm, luăm vreo 40 firii? Câte? Bă, nu te mai prosti, pui tu, pui tu. Hai să mergi să te dai cu trotineta acolo la desmembrare. Hai. Așa merge, nu? Da. Dai multe 40. Ca să am și un mușe până de sară. Până mâni mușem acolo. Vin și băieții ăștia la căsuță și îi scoți pe ei. Să ne ajute. Oi, n-avem teren să punem atâtea șirii. Mai punem la veșini. Păi 40 cu... și cât ai zis? 50? 90. Da. Și cu 10 de vine, e 100. Altceva? Acu... gogoșari? Da. Câte mai ești de și eu? 30. Vai de mine și de mine. Ui, sunt multe, ui. Putăși că ți-ai frică un ardei de-astea dacă... Nu știu ce mă fac cu el, nu știu ce mă fac cu el, că e jale, fraților, jale. Pa, și nu atâtea și... Vara asta vor ies să pulge, tine ori de dus. Uite, multi și riu. Hai să mergi să dai camion, mergi? Da. Stai cum indic, ești la omul în verasalniță, mai fă figuri. Deci aici e gogoșarul. Da. Așa. Astea? Capia. Capia și cu vinul. Asta, ca să nu ne încurcăm. Mai trebuie roșii, nu? Roșii. Roșii. Gata. 10 firii de roșii, ajungi. Păi nu mânca din fără roșii. Mai ajungi 10? Așa produs. Mamă, vezi, ce frumos e. Vezi? Aici. Bă, da, ce fain e să. Ai văzut? 40 și 40. Care, bă, câte, bă? Bă, le arunci, ascult-mă ce zic eu, că le arunci. Bă, dai cu... Băi, și mă enervează omul ăsta. Un cuib, pune. Cum că te dau un cuib, bă? Da. Poate un... mai să tai din ele. Și să punem oare de sub ca să nu le tai chifterițele. Trebuie să omorâți chifterol. Păi cum să le omor? Cu chifterol. Și chifterol. Da, este o soluție care se cheamă chifterol, ea numai pentru chifterițe. Deci ai zis că îi dai implantator și da. Dai... noi am trecut le-am făcut așa. Deci am săpat și am făcut moșierile și... Da. Pământul uscat, plantat și după aia o dați. Vezi?
Și tu mai pus de două ori, mai pus ulei. Treaba merge, treaba mereu, mai luăm încă 50. Nu, hai din domnule acasă că ajunge că tu ești nebunit. Hai, gata. Mulțumim. Cum spun să plantezi vreo 6-7.000. Voi de voi. Tot așa. Să-l înfingem pământ. Așa. Și nu mai faci gaură, nu mai faci nimic, nu? Nu. Dar îl înfingem pământ, pui răsadul acolo. Pune un fir acolo afară. Hai să vedem. Ia domnule, să vedem. Îl băgați pe YouTube. Dar cum? Iată așa, să iau... Ui, dar și treabă bună. Ia o pălămidă, ia altceva, nu l-am. Nu planta una de-asta. Hai, ia. Hai cum te pune acolo. Hai cum uite așa spune. Pac. Hai că nu. Nu ți-o ieși filmare. Așa. Alta. Pac. Și atât, le așa atât, nu-i mai faci nici? Atât. Păi dacă e pământul țărnos, s-a stupă. Bine, aici nu-i țărnos, aici e asfalt. Aici e ina, fii ta. Da, domnule. Vai, dar ce e? Bă, mă ieși în zăși. Dar trebuie să venim să-i la dușim înapoi la om. Da, la dușim înapoi omul. Când mai aveți drum, că eu oricum nu-l folosesc. Ah, da. Eu am altele mai mari. Ați observat cum, nu? Da. Băi, și noi ne munșeam și făceam găuri și făceam... Este, dar cum? Deci așa cum e el. Nu mă dau cu uscat. Motocultorul. Exact, uscat, să fii țărnos și când ai eliberat cu vârful celălalt, când ai eliberat să alță sus, vine țărna la rădăcină. Nu mai pui mâna pe ea. Deloc, deloc, nu mai nic. Și dai apa aia. Am înțeles. Mâna, nu faci nimic. Dacă ai udat pământul, să tărești, să faci chirpic. Da, nu mai merge planta aceea. Am pățit-o noi. Bun. Și dacă vreți, fraților, rasadul, Racova. Aici, la solar Racova, pe strada Locuri. Da. Veniți că are marfă de calitate super extraordinară. De toate. Vine. Anul trecut am făcut, am făcut o de asta, cum zici, o cultură de... Am mâncat până în toamnă. De asta n-am mai vândut eu asta, am vineti roșii de asta. Că le-am vândut noi, e? Da, și plantatorul în chirii. Da. Da. Hai să mergem. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate orice o să reușim. Și o să mergem mai departe pentru voi că vă iubim.